La Conferința Europeană de Hipertensiune și Protecție Cardiovasculară de la Milano s-a lansat noul ghid european de hipertensiune. Potrivit acestuia, dieta are efecte sinergice și cumulate asupra tensiunii arteriale, dincolo de alimentele și nutrienții individuali. Există în momentul de față vreo dietă, cum ar fi dieta mediteraneană sau DASH sau alta, care să fi fost dovedit din punct de vedere științific că poate scădea valorile tensiunii arteriale? Da, deci și dieta mediteraneană și dieta DASH au dovezi că pot scădea valorile tensiunii arteriale. Unele dintre sau alte dovezi sunt legate de reducerea cantității de sare din alimentație. Nimeni nu spune că un hipertensiv trebuie să mănânce complet nesărat, pentru că este imposibil, de fapt, să mănânci complet nesărat. Orice aliment pe care, sau majoritatea alimentelor pe care le ingerăm, au un conținut de sodiu. Dar alături de această dietă mediteraneană și de dieta DASH, care sunt bazate pe fructe, pe legume, pe pește, pe carne albă mai mult decât pe carne roșie, pe nuci, pe tot felul de alune, de caju, de tot felul de fructe uscate, de sâmburi din aceștia care se găsesc, reducerea cantității de sare din alimentație este dovedită că ne poate ajuta să controlăm valorile tensionale, în special la pacienții hipertensivi, cu hipertensiune greu de controlat, la care sarea joacă un rol important. Deci, da. O altă recomandare desprinsă din noul ghid european de hipertensiune pentru adulții cu tensiune arterială crescută, care sunt supraponderali sau obezi, este scăderea în greutate pentru reducerea valorilor tensionale și îmbunătățirea rezultatelor cardiovasculare. Ce este bine să știe orice persoană este că sarea nu este esențială, adică avem noi povestea cu sarea în bucate și cu toții știm că mâncarea cu sare este o mâncare mai gustoasă. Dar sarea poate fi suplinită cu alte condimente. Dacă organismul tolerează piper sau alte condimente de tipul tarhon, cimbru, usturoi, ceapă, chiar sub formă uscată, granulată, mâncarea poate căpăta un gust deosebit, deci nu depindem neapărat de sare. Un alt lucru important care poate că merită subliniat este legat de sarea medicinală. Mulți dintre pacienți întreabă, alții nu întreabă și folosesc această sare medicinală. Să nu uităm că ea este o sare bazată pe potasiu. Nu are un gust la fel de proeminent ca și sarea bazată pe sodiu, dar uneori la pacienți poate avea un efect nefavorabil, mai ales dacă pacientul asociază o problemă renală, dacă funcția rinichiului începe să scadă. Dacă asistăm la instalarea a ceea ce numim boală cronică de rinichi, care însoțește frecvent hipertensiunea arterială, în boala cronică de rinichi, valorile potasiului din sânge de obicei nu sunt scăzute, pot să fie la limita superioară a normalului. Sunt medicamente care sunt folosite pentru tratamentul hipertensiunii arteriale, care aduc prin mecanismul lor de acțiune sau economisesc prin mecanismul lor de acțiune potasiu în organism. Deci noi folosim, indicăm niște medicamente pentru protecția cardiovasculară, pentru hipertensiune sau în insuficiența cardiacă, să zicem, care economisesc potasiul și dacă pacientul are inițiativa personală și nu comunică cu medicul și folosește această sare bazată pe potasiu, nivelul de potasiu poate să crească peste valorile admise și să asistăm la alte probleme medicale. Deci este bine să comunicăm întotdeauna cu medicul curant, cu medicul de familie, să comunicăm cu oricine. Deci când ajungem în ipostaza de pacient, este bine să nu avem inițiative personale, ci e bine să discutăm chiar telefonic, dacă nu se poate față în față în aceste situații. Potrivit ghidului Societății Europene de Hipertensiune pentru managementul hipertensiunii arteriale 2023, dieta mediteraneană este asociată cu o reducere cu 10% a incidenței bolilor cardiovasculare sau a mortalității acestora. Una din recomandările cardiologilor europeni este ca adulții cu hipertensiune arterială care consumă o dietă bogată în sodiu să reducă
cantitatea de sare, să apeleze la înlocuitori de sare pentru a reduce astfel valorile tensiunii arteriale și a scădea riscul de boli cardiovasculare. Sunt pacienți care iau inițiativa de a se supune unor regimuri alimentare drastice, care scad în greutate 10 de kilograme, trebuie întotdeauna comunicat la fel cu medicul, pentru că și această scădere bruscă în greutate poate avea efecte nefavorabile asupra sănătății cardiovasculare. O scădere în greutate trebuie să fie o scădere controlată, nu cu multe kilograme pe lună, pentru că nu are efecte favorabile pe termen lung, ci ideal este 1-2 kilograme pe lună atunci când avem un surplus moderat, pentru că numai așa putem menține scăderea în greutate pe termen lung. Și cel mai important este ca scăderea în greutate să o corelăm cu o activitate fizică regulată, ca să se și mențină, nu să ne supunem unor regimuri alimentare, pentru că după aceea, odată cu întreruperea regimului, evident, câștigul în greutate revine. Sunt și anumite ceaiuri la care recurg pacienții pentru a-și scădea valorile tensionale. Ce mesaj aveți pentru ei legat de acest lucru? Este foarte bine să știm întotdeauna ce intră în gură. E foarte bine să citim compoziția. Recunosc că nici eu nu știu să recunosc toate acele plante care sunt enumerate. Este însă foarte important pentru toată lumea să știe că ceaiul de lemn dulce, care se comercializează inclusiv în România, are un efect care crește tensiunea arterială. Deci să nu avem inițiativa să folosim acest gen de ceai, pentru că ne putem trezi că avem valori tensionale mai mari și nu știm pe ce seamă să punem creșterea valorilor tensionale. O altă mențiune importantă este legată de sucul de grapefruit, pe care îl consumă destul de multă populație. La persoanele hipertensive este bine să existe discuția cu medicul, pentru că există anumite medicamente antihipertensive care scad tensiunea arterială, care interferă cu sucul de grapefruit. Și atunci nu este bine, nu este recomandat, și medicul respectiv trebuie să atenționeze pacientul să nu consume aceste două lichide, deci ceaiul de lemn verde și sucul de grapefruit. În general, ceaiul are un efect ușor diuretic, pentru că are un conținut în teină, ca și cafeina, iar acestea au efecte diuretice. Iar mitul că un consum de cafea ar putea să-ți crească tensiunea arterială nu este chiar un mit real, pentru că această creștere a valorilor tensionale poate fi înregistrată, poate într-un moment acut, dacă există un consum exagerat de cafea. Dar la un consum obișnuit de cafea, aceasta are efecte protectoare cardiovasculare dovedite și acel efect diuretic pe care cu probabilitate mare îl resimte majoritatea populației care consumă cafea. Ca și efect diuretic are efect favorabil în hipertensiunea arterială. Evident că dacă cineva consumă o cantitate exagerată de cafea, de ceai verde, de ceai negru, riscul este nu neapărat de a înregistra creșterea valorilor tensionale, dar se înregistrează o creștere a excitabilității inimii și ne putem trezi cu palpitații, cu aritmii sau cu alte simptome care se leagă de acest exces, cu tremor al extremităților care se leagă de acest consum exagerat. Dar un consum în limitele normalului, una, două, chiar trei cafele care nu sunt foarte tari pe zi, nu sunt dovedite cu efecte favorabile cardiovasculare.